Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera cu Arsenal. Avem meci cu Real Madrid. Jucăm returul din Champions League la noi acasă. Facem două schimbări. Intră Dele Alli în locul lui Ozil și îl băgăm și pe Marcelo în teren. În rest lăsăm echipa la fel și să sperăm că ne vom califica mai departe în Champions League. Mai ales că în tur am reușit să câștigăm cu 2-0. Martinelli pentru Aubameyang, Dele Alli, Willian cu șutul și dă pe lângă poartă, însă este și offside. Accelerează acesta. Acum Dele Alli. Îl vede liber pe Hector Bellerin. Willian. Șutul lui Willian, respins de Courtois. Willian. Centrare. Respinsă. Din nou Willian la balon. Cu încă o centrare. Din nou respinsă, Toni Kroos. Kroos cu șutul și respinge Courtois, incredibil, în corner. Willian. Minge respinsă. Bellerin. Greșește pasa, Hazard, să vedem. Ajunge la balon, Hazard. Benzema, Casemiro pentru Hazard. Hazard, centrare. Respinsă de Marcelo. Valverde, Benzema, șut și ne salvează Leno. Thomas. Intră în careu, șutul lui Thomas, respins de Courtois, acum Aubameyang. Martinelli. Kroos. Toni Kroos pentru Bellerin. Bellerin cu centrarea. Dele Alli cu capul pe lângă poartă. Hazard în careu. Hazard. Șut în blocaj. Odegaard pentru Modric. Casemiro. Hazard. Modric. Acum din nou Hazard. Șut și este bară, însă s-a dat penalti. David Luiz faultează. Minutul 88. Și să-l vedem Benzema față în față cu Leno. Șut și gol. Real Madrid marchează în minutul 88. Pepe înaintează. Atenție, Pepe în careu. Șut și gol. 1-1. Reușim să egalăm la ultima fază a meciului și ne calificăm mai departe în Champions League. Și se califică mai departe Liverpool, Barcelona și Chelsea. Acum avem meci cu Brighton în campionat. O să simulăm acest meci. Și câștigăm cu 1-0 la Caset, marchează pentru noi în minutul 7. Însă cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!